Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! La Cuvânt pentru Suflet discutăm astăzi despre înnoirea omului la Sfinții Părinți Capadocieni. Invitatul nostru este Părintele Profesor Dr. Constantin Pătuleanu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Bine ați revenit, Preacucence Părinte Profesor, la Cuvânt pentru Suflet! Bine v-am regăsit, Doamne ajută! Părinte profesor, nu este un subiect atât de ușor, atât de simplu de abordat. Vă mulțumim pentru disponibilitatea pe care ne-ați acordat-o de a fi în mijlocul nostru și de a ne răspunde la aceste întrebări legate de rugăciune, de, am zis, înnoirea omului, în sensul de schimbare, așa cum vom vedea, care sunt caracteristicile acestei schimbări în viața duhovnicească a creștinului. Prima întrebare pe care vreau să vă adresez se leagă într-un fel de înțelegerea pe care o au credincioșii noștri cu privire la ce înseamnă mântuirea omului și îndumnezeirea lui. Ei aud la strană, la slujbele noastre, citindu-se în cărțile de cult, dar și în predici și catehezele noastre, aud vorbindu-se despre aceste două aspecte, despre mântuire sau despre îndumnezeire. Sunt ele același lucru, Părinte Profesor? Este una mai mare decât cealaltă, mântuirea decât îndumnezeirea sau, și viceversa? Până la urmă, termenul acesta de îndumnezeire este un termen care vine din limba greacă și se definește prin teozis, dar acest termen de a te îndumnezei este egal cu a te mântui până la urmă, și a te mântui înseamnă a fi vindecat. A fi vindecat așa cum omul când este bolnav trupește, apelează la un medic pentru ca să rezolve problema pentru care suferă, de asemenea și omul bolnav sufletește, apelează la tainele bisericii, apelează la preot, apelează la rugăciune, apelează la sfinți, la Dumnezeu însuși, la Iisus Hristos, pentru ca să-și vindece sufletul, pentru că doar vindecat din punct de vedere sufletește, doar îndepărtând păcatul, care înseamnă boală sufletească, poate omul să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Aceste cuvinte, într-un fel, se acoperă. Vorbim, de fapt, despre același lucru. Și atunci când vorbim despre înnoire sau desăvârșire a omului, sigur că vorbim despre acest proces prin care fiecare ar trebui să trecem dacă dorim să câștigăm mântuirea. Când vă referiți, când spuneți înnoire, vă referiți cu siguranță la înnoirea spirituală. Și aici întrebarea firească ar fi, se poate omul cu adevărat schimba sau înnoi, știut fiind că el de fapt se schimbă atât de greu odată ce s-au fixat în educația lui, la maturitate, anumite obiceiuri? Este clară, zic eu, nevoia de înnoire. Omul o simte, dacă vreți, și la niveluri mult mai simple. De exemplu, atunci când vine primăvara, când se apropie Sfintele Paști, omul își primenește mai întâi casa și o curăță, pentru că a ieșit din iarnă și așteaptă să vină primăvara. Dar el își curăță casa nu numai pentru că vine primăvara, ci pentru că vine și sărbătoarea cea mai mare a creștinătății, vin Sfintele Paști, și omul zice că trebuie să îl găsească Sfânta Sărbătoare a Învierii cu casa curată, dar se gândește poate că și sufletul trebuie curățit, cămara sufletului trebuie și ea luminată pentru ca să primească bucuria sărbătorii. Și mai face el un lucru care ține tot de înnoire. Se înnoiește cu ceva, își cumpără o haină, își cumpără, încălțăminte, pentru că prin acest lucru dorește să simbolizeze că și-a schimbat viața, că și-a înnoit-o, că este doritor de lucrurile acestea. Însă în tot acest proces trebuie să înnoite omul că sufletul are și el nevoie de înnoire. Haina sufletului are nevoie de înnoire, de primenire, atunci când așteptăm sărbători așa de mari cum este cea Învierii, dar și sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, când de asemenea ne curățăm casele, dar încercăm prin post, prin rugăciune să ne curățim și sufletele pentru a-L primi pe Dumnezeu în estea sufletului nostru, sau cum e sărbătoarea Sfintelor Paști, pentru a primi lumina Învierii în sufletele noastre. Așadar, schimbarea este posibilă și ea este căutată și cerută de către biserică, de la credincios. Categoric este posibilă și este și necesară. Am putea spune, este indispensabilă mântuirii. Fără de înnoire nu putem să ajungem la mântuire. Vedem lucrul acesta, special la Sfinții Părinți. Mi-aduc aminte, între primii
autori creștini care vorbesc și scritori creștini care vorbesc despre înnoire, despre spiritualitate, este chiar Origen, care spunea că omul trebuie să se înnoiască prin virtuți, omul trebuie să se schimbe pentru ca prin acumularea de virtuți, prin depărtarea păcatelor, să ajungă să fie nu numai om, ci să fie om-om, adică să fie un om desăvârșit, să fie un om care a reușit să spele păcatul în viața sa, să-și îmbrace haina înnoirii și apoi să meargă pe drumul desăvârșirii. De altfel, dacă ne gândim, teologia paulină este cea care anunță pentru prima oară schimbarea omului celui vechi și înnoirea lui. În epistola către Romani, dar și în epistola către Tit și în epistola către Efeseni, Sfântul Apostol Pavel vorbește despre faptul că omul trebuie să-și înnoiască chipul lui Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu există în noi, dar el trebuie întotdeauna primenit, trebuie întotdeauna înnoit. Și cum putem să ne înnoim? Sigur, Sfântul Apostol Pavel spune că prin botez, prin taina botezului, putem să ne înnoim și acest lucru înseamnă că prin harul pe care îl primim în taina botezului, în apa sfințită, prin acela este cel care lucrează, de fapt, înnoirea noastră, înnoirea omului. Adică să ne schimbăm, tema aceasta a schimbării stă la baza procesului de înnoire sau de reînnoire spirituală. L-ați menționat pe Origen și mai cu seamă pe Sfântul Apostol Pavel, ceea ce înseamnă că creștinismul a exprimat în mod direct și oarecum în premieră ideea de schimbare a omului. Platon în Antichitate spunea că atunci când se schimbă, omul de fapt își răstoarnă sau își răsucește sufletul de la cele de jos spre cele de sus și în același timp el susținea în mod paradoxal și că omul este greu de schimbat sau aproape imposibil atunci când în dialogul Republica spune că pentru ca un stat să fie desăvârșit, trebuie ca cetățenii lui copiii să fie învățați de mici legile și nu mai târziu, ceea ce înseamnă că el presupune că mai târziu nu se poate. Ei bine, creștinismul, l-ați menționat pe Sfântul Apostol Pavel, o spune în mod direct. Cum arată, părinte profesor, această înnoire? Vreau să vă întreb, este vorba de o înnoire doar a sufletului, ca să înțeleagă cei care ne urmăresc, sau discutăm și de o înnoire a trupului, a psihicului, a persoanei? Despre ce fel de înnoire discutăm? Procesul acesta de înnoire despre care vorbiți și despre care au vorbit de altfel și filozofii, însă totdeauna ei au rămas cumva la o schimbare și la o înnoire exterioară, ceea ce n-au mai făcut Sfinții Părinți, despre care am făcut deja amintire, Sfântul Apostol Pavel și toți Sfinții Părinți până la Capadoceni și în mod special Părinții Capadoceni vorbesc despre această înnoire în mod plenar, în mod deplin, în sensul că asceza, curățirea de patimi, contemplarea lui Dumnezeu până la unirea omului cu Dumnezeu presupun ambele elemente care compun persoana umană, presupun persoana în întregul ei. Adică asceza se referă în special la acest efort spiritual al trupului de a se desăvârși, de a se elibera de păcate, dar și la efortul duhovnicesc, efortul sufletesc, pentru că prin Sfintele Taine, în special prin taina spovedanii, dar mai ales prin taina comuniunii, a Sfintei Împărtășanii cu Hristos, cu trupul și sângele lui Hristos, omul se desăvârșește. Sfinții Părinți accentuând de adevărat pe lângă Sfintele Taine, pe lângă sacramentalitatea Bisericii și importanța rugăciunii în procesul de desăvârșire și înnoire. Deci, iată, primul rând, înnoirea înseamnă și desăvârșirea înseamnă un proces îndelungat, care nu este momentan, care nu ține de o anumită perioadă a vieții omului, ci este un proces care se desfășoară pe întreg parcursul vieții omului, iar la Sfinții Părinți Capadocieni și în special la Sfântul Grigore de Nisa, acest proces niciodată nu se sfârșește. Este un proces veșnic de înnoire și de săvârșire al omului. Adică acea teologie a epictaziei, cum o numește Sfântul Grigore de Nisa, dar la care fac referire și Sfinții Vasile și Sfântul Vasile și Sfântul Grigorie de Nazianz, este un proces care cunoaște o ascendență continuă. Asta înseamnă că avem nevoie de o asceză continuă, perpetuă și de o înnoire care niciodată nu poate să aibă un capăt, un sfârșit. Așadar, trupul nu rămâne lăsat deoparte, ci este poate însuși terenul primar al lucrării ascezei.
În concepția Sfinților Părinți, trupul face parte din persoana umană, este element constitutiv și este valorizat. Sfinții Părinți Capadocieni au insistat asupra acestui lucru și Sfinții de mai târziu, de exemplu Sfântul Ioan Scărarul, în scara lui, arată că omul trebuie să treacă printr-un întreg proces pe care îl vede el în 30 de trepte spre desăvârșire și primele trepte și cele mai multe trepte, aproape 18 trepte, sunt dedicate tocmai curățirii de păcate și acumulării de virtuți. Ori acumularea acestor virtuți presupune singur efortul acesta duhovnicesc la care participă și trupul. Pentru că spune Sfântul Ioan Scărarul, de exemplu, că trupul este și prieten, dar și dușman al omului, pentru că, pe de o parte, ne aruncă în tot felul de patim și în tot felul de greșeli, în același timp este suport pentru suflet în procesul de îndumnezeire al omului. Din această perspectivă și pentru a merge apoi mai departe pe calea acestor tâlcuiri, Părinte Profesor, vreau doar să vă întreb, atunci când auzim să lăsăm trupul deoparte sau trupul care să fie biruit oarecum de suflet, cum să înțelegem ca creștini acest lucru? Să ne amintim că în perioada părinților capadocieni și înaintea lor, în timpul Sfântului Clement Alexandrinu și apoi Sfântului Atanasie, sigur, exista acel curent gnostic al maniheilor care puneau această dualitate în fața omului. Omul este alcătuit din trup și suflet și totdeauna există această luptă, o luptă permanentă între suflet și trup. Mai mult spuneai că trupul trebuie denigrat, trupul trebuie înlăturat pentru ca sufletul să-și capete libertatea necesară pentru a se înălța către Dumnezeu. Dualismul acesta, lupta aceasta dintre materie și spirit, este văzută într-un alt fel de Sfinții Părinți. Sigur că această luptă trebuie să existe, însă nu în sensul că materia ar fi rea, nu în sensul că trupul este cel care ne ține legați de păcate, ci raportarea omului la trup, raportarea omului la lume, raportarea omului la procesul acesta de săvârșire este foarte importantă, iar în acest proces trebuie luate ca elemente care trebuie desăvârșite și trupul și sufletul. Nu putem să spunem că trupul este piedică în calea mântuirii, ci el poate să fie, cum am spus, un suport extraordinar în acest proces al mântuirii. De altfel, taina botezului ne arată clar, cel care se botează este afundat de trei ori în numele Sfintei Treimi în apă și Duhul se sălășluiește în om, se sfințește și trupul și sufletul în același timp. Și lucrul acesta ne este foarte bine lămurit de Sfântul Vasile cel Mare, de exemplu. Procesul de înnoire și de desăvârșire este văzut de către Sfântul Vasile cel Mare în două etape. Pe de o parte, omul trebuie să lucreze pentru propria lui mântuire și în același timp Duhul lui Dumnezeu este cel care realizează mântuirea în om. Acest proces este definit clar de Sfântul Vasile cel Mare ca un proces sinergic. Sinergia, adică împreună lucrarea. Omul devine partener al lui Dumnezeu în procesul de mântuire. Ați făcut referințe patristice și chiar dogmatice, ați făcut referință la termeni pe care Sfinții Părinții folosesc în descrierea acestui proces, dar pentru că suntem la o emisiune duhovnicească, vreau să vă întreb în felul următor, poate că cineva care ne urmărește acum, mai cu seamă dintre cei mai tineri, și care aud că un astfel de proces de noire durează o viață întreagă, s-ar deznădăjdui sau poate s-ar sminti. Cum să înțelegem, Părinte Profesor, și cum să îndrăznim la o astfel de noire în contextul unei slabe, știu eu, voințe pe care o avem în zilele noastre? Sigur, părinții bisericii și în special părinții capadocieni au experiat ei înșiși procesul acesta de desăvârșire și de înnoire. Ei au fost, ca și tinerii de astăzi, au fost la rândul lor copii ai părinților lor, au primit educație în casele părinților, dar apoi au mers la școli înalte, precum cele din Cezarea Capadociei, apoi la școala din Constantinopol și mai târziu la școala din Atena, unde s-au și întâlnit Sfântul Vasile și Sfântul Grigore de Nazianz, prieteni fiind, și
sigur că au constatat și ei acolo cât de greu este să poți să te desăvârșești într-o lume în care, sigur, omul este supus multor ispite. Și lumea de astăzi nu este aproape deloc diferită în general de lumea antică la care au luat parte Sfinții Părinți sau din care au făcut parte Sfinții Părinți, însă ei au constatat existența lor atunci că e ușor să te pierzi și nu e deloc ușor să parcurgi drumul desăvârșirii. Însă ei cunoșteau, de exemplu, doar două drumuri, drumul școlii și drumul bisericii. E greu, e adevărat, unui tânăr să-i spui astăzi să meargă doar pe aceste două drumuri, dar ele sunt cele două drumuri, drumul școlii și drumul bisericii, adică educația și mântuirea trebuie să stea cumva împreună dacă cineva dorește cu ardoare să câștige împărăția lui Dumnezeu, întrucât cunoaștem din experiență că viața aceasta nu este o viață veșnică, că lumea nu este o lume veșnică, ci doar împărăția lui Dumnezeu este veșnică. Și cel care dorește să câștige veșnicia, sigur că trebuie să se străduiască în viața de aici. Asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la lume. De altfel, Sfântul Vasile cel Mare, cel care a reorganizat monahismul, care a scris regulile mici și regulile mari, el era conștient de efortul acesta duhovnicesc special și el, când vorbește de fuga mundii, de fuga de lume, el nu dorește neapărat să-i spună omului că trebuie să părăsească lumea total, ci să părăsești păcatul, să trăiești în lume, dar nu totdeauna trebuie să te asemeni cu lumea, nu totdeauna trebuie să faci ce face lumea, ci trebuie să încerci uneori să înnoți și contra curentului. Procesul acesta de înduhovnicire, de înnoire a omului, sigur că este unul uneori dureros, dar el trebuie parcurs și trebuie cel puțin să ne dorim lucrul acesta și atunci când poate pe parcursul vieții cădem, se întâmplă de multe ori, așa cum ne spun Sfinții Părinți, dacă ai căzut odată să te ridici, dacă ai căzut a doua oară să te ridici, dacă ai căzut și a treia oară să te ridici, în permanență să te ridici. Aceasta înseamnă acest proces și avem și celălalt revers, Dumnezeu întrebând Sfinții, de câte ori trebuie să, apostolii întrebă, de câte ori trebuie să iertăm celor care ne greșesc? Și răspunde Hristos, de 70 de ori câte 7, adică infinit. Și Dumnezeu are această putere de a ierta. Unii părinți au spus că nu putem noi greși cât poate Dumnezeu să ierte, nu în sensul că e o invitație la păcătuiți și la greși permanent, ci trebuie să avem conștiința că oricât de păcătoși am fi, Dumnezeu are dragostea și are puterea să ne ierte și să ne primească ca pe fiii săi, așa cum știm foarte bine că a făcut și cu fiul risipitor. L-a reprimit în brațele sale, l-a reprimit în casa sa, chiar dacă a păcătuit mult. Pornind de la aceste realități duhovnicești pe care Sfinții noștri părinți le-au trăit, pentru că nu au scris din cărți, așa cum spune vorba populară, Părinte Profesor, care ar fi unul dintre începuturile acestei vieți duhovnicești pentru noi? De unde să începem? Cred că în lumea aceasta care nu e deloc, să zicem, potrivită pentru procesul acesta duhovnicesc, trebuie să începem, cum spune Sfântul Vasile cel Mare într-o opera sa, Ia seama la tine însuți, într-o omilie. Chiar așa o intitulează, Ia seama la tine însuți. Cred că acesta este un proces simplu, sigur și anticii spuneau să te cunoști pe tine însuți și că e necesar lucrul acesta. Este un proces de introspecție, este un proces de căutare lăuntrică, de coborâre în inima ta. Vedeți, suntem, din păcate, lumea aceasta, foarte adesea cădem în patima aceasta de a fi doar oameni trupești, doar oameni lumești, de a ne regăsi în afara noastră, în petreceri, în în lucruri care ne provoacă diferite plăceri și credem că aceasta este viața. Însă tocmai aici stă arta noastră de a ne cunoaște pe noi înșine. Din când în când trebuie să stăm de vorbă cu noi, să ne cunoaștem și observându-ne să încercăm să eliberăm, să eliminăm ceea ce este urât, ceea ce este rău, să eliminăm păcatul pentru a dobândi virtuțile. Și nu este ceva extraordinar de a câștiga, de exemplu, dragostea față de oameni, față de semeni, milostenia,
ajutorarea semenilor, așa numită filantropie, trebuie exersate de noi dacă vrem să nu te mâni pe fratele tău, să nu înjuri, să nu vorbești urât, să încerci să acumulezi virtuțile, virtutea răbdării, virtutea iertării, virtutea iubirii de semeni. Sunt, zicem noi, lucruri simple, dar care la care trebuie să ne gândim și pe care trebuie să le și practicăm. Pentru că este simplu, dacă zi de zi îți propui să practici virtuțile, vei vedea că ele devin o a doua natură cu timpul și atunci nu mai este atât de greu a fi virtuos într-o lume atât de păcătoasă cum e lumea de astăzi. Părinte profesor, ați făcut referire la Sfântul Vasile cel Mare. Ne-ați spus că Sfântul vedea acest proces de înnoire ca pe o colaborare între voința noastră și harul dumnezeiesc. Este posibilă vreo altă combinație pentru reușita unei astfel de înnoiri, respectiv doar voința noastră fără niciun fel de har sau cel puțin în primă instanță sau strict lucrarea harului? De multe ori ne gândim noi împotriva voinței noastre sau stau și mă gândesc la părinții care își doresc pentru copiii lor o înnoire, deși știu că aceștia copiii nu și-o doresc ei înșiși. Sigur, Sfinții Părinți vorbesc despre procesul acesta de înnoire și despre lucrarea omului, care este fundamentală. Dumnezeu nu lucrează împotriva omului. Este cel mai frumos dar pe care l-a făcut Dumnezeu omului, libertatea. Este un dar pe care l-a făcut în mod conștient, pentru că Dumnezeu a știut că omul s-ar putea să întoarcă la un moment dat împotriva lui Dumnezeu și împotriva preceptelor pe care le-a lăsat omului de a fi un om conștient de responsabilitatea sa în creația lui Dumnezeu. Și acesta este cel mai mare dar, întrucât noi nu suntem obiecte. Dumnezeu nu ne mântuiește împotriva voinței noastre. Deci este nevoie de acceptul omului, este nevoie de lucrarea omului. Însă în acest proces greu de desăvârșire și înnoire, Dumnezeu nu ne lasă singuri. Avem totdeauna de partea noastră harul pe care îl primim în primul rând la botez, dar care trebuie activat. Poate că mulți își pun problema, dacă am primit harul la botez, de ce nu suntem buni în permanență pe tot parcursul vieții? Tocmai pentru că de multe ori harul pe care l-am primit la botez se găsește în noi tot timpul, nu-l pierdem niciodată, însă este într-o stare latentă, din păcate. Noi trebuie să activăm acest har, aceste puteri ale Duhului Sfânt, aceste daruri ale Duhului Sfânt, care odată activate lucrează împreună cu voința noastră, mântuirea noastră. Și Sfântul Grigore de Nazianz vorbește despre această putere a omului de a se uni cu Dumnezeu prin asceză, prin iluminare și mai ales apoi prin asemănarea cu Dumnezeu. Tocmai aceasta este asemănarea cu Dumnezeu. Procesul acesta, efortul nostru duhovnicesc de a ne asemăna cu Dumnezeu, cu Sfinții Săi, cu Maica Domnului. Părinte profesor, ați menționat undeva în cursul preacucenicei voastre că premiza procesului de desăvârșire, de noire a omului este aserțiunea că firea omului este schimbătoare. Putem gândi în aceste condiții că înnoirea este a face din firea schimbătoare a omului una neschimbătoare, respectiv fixă, întărită oarecum în bine? Putem gândi în acești termeni? Da, Sfântul Grigore de Nisa în special insistă asupra firii noastre schimbătoare și într-adevăr Dumnezeu ne-a creat cu această șansă. De fapt, este firea schimbătoare este dată chiar în darul libertății. Avem această libertate să ne schimbăm în bine sau în rău, dar tocmai aici, spune Sfântul Grigore de Nisa, constă posibilitatea de a nu ne permanentiza în răutatea noastră, în lucrurile rele. Tocmai aici stă posibilitatea de a ne și schimba, de a deveni din omul cel vechi, a deveni prin har și prin efortul nostru, a deveni omul cel nou. Și lucrul acesta, această fire suitoare către cele înalte, se realizează întrucât omul poate, prin procesul acesta de înduhovnicire și înnoire, poate să urce din slavă în slavă, din treaptă în treaptă, într-un proces care niciodată nu se termină. Zicem noi, tocmai în asta constă frumusețea acestui proces de înduhovnicire. Chiar dacă pe un anumit segment al vieții noastre am uitat de cele spirituale, am neglijat viața duhovnicească, avem șansa ca până la sfârșitul vieții noastre să ne schimbăm. Și în ultimul ceas putem să ne schimbăm. Și în ceasul al 12-lea a primit Dumnezeu lucrători în via sa.
Deci Dumnezeu ne așteaptă să ne întoarcem, așteaptă să ne ierte atunci când greșim și așteaptă să ne binecuvinteze atunci când ne întoarcem cu fața către El. Care ar fi caracteristicile sau, să spunem mai bine, ultimele trepte ale unei astfel de noiri, de desăvârșire, așa cum apar ele la Sfinții Părinți Capadoceni? Ultima treaptă, de fapt, și cea, sau treptele desăvârșirii, sigur, încep de la pocăință, de la eliminarea păcatului din om, este o fază fără de care altfel n-am putea să mergem pe parcursul înnoirii. Chiar dacă pe parcursul acestei înnoiri mai avem și căderi, este necesar să ne hotărâm, să eliberăm păcatul, să ne curățim de păcate. Dar treptele superioare vorbesc, sau Sfinții Părinți vorbesc despre iluminare și mai ales despre lumina care vine de la Duhul cel Sfânt. Lumina, pentru că omul observă din propria lui experiență. În întuneric nu poți să mergi, în întuneric nu poți să faci nimic, ci doar când este lumină putem să lucrăm și putem să ne desăvârșim. Tocmai de aceea procesul acesta se numește iluminare, pentru că prin rugăciunea pe care o rostim, prin jertfa pe care o depunem în procesul nostru de înnoire și înduhovnicire, acest lucru înseamnă că ne învrednicim să primim lumina lui Dumnezeu, lumina Harului, care luminează cărările pe care trebuie să mergem spre desăvârșirea noastră și în același timp, ca ultimă treaptă, este unirea noastră cu Dumnezeu. Această unire mistică, tainică cu Dumnezeu, sigur, în Sfintele Taine, în taina botezului, în taina mirungerii și mai ales în taina Sfintei Euharistii, dar și în rugăciune, care este tocmai acest proces de dialog al omului cu Dumnezeu. Aș vrea să ne întoarcem un pic la Sfântul Grigore de Nisa și să vedem un text pe care îl prostește într-una din lucrările sale, care vorbește despre acest proces nesfârșit de unire a omului cu Dumnezeu. Și spune Sfântul Grigore de Nisa, schimbându-se continuu în ceva din ce în ce mai bun și trecând din slavă în slavă, să se schimbe în așa fel încât să devină tot mai bun, desăvârșindu-se pururi și niciodată ajungând la capătul desăvârșirii. Și continuă, căci precum sfârșitul vieții este începutul morții, tot așa și oprirea din alergarea virtuții se face în început păcatului. Așadar, iată că nu se dezminte cuvântul nostru când spune că este cu neputință a afla o margine a virtuții. Virtuțile nu pot să cunoască un proces de stagnare. Ele trebuie să crească, ele trebuie să desăvârșească în permanență, spune Sfântul Grigore de Nisa, chiar dincolo de viața aceasta. Sunt măsuri la care spuneți așadar, Părinte Profesor, că putem îndrăzni și noi, oarecum. Categoric, în special Grigore de Nisa, dar și Grigore de Nazian, vorbesc despre această participare a omului la viața divină. Lucrul acesta, după mine, cred că este fundamental. Omul trebuie să înțeleagă că noi avem această posibilitate. Tocmai prin întruparea lui Hristos. Acesta este momentul și, am putea să spunem, motivul pentru care noi putem să participăm la viața divină, la viața dumnezeiască. Acesta, de fapt, este, să zicem, procesul de înnoire și procesul de înduhovnicire. A participat la viața lui Dumnezeu. Ori această premisă am câștigat-o noi prin întruparea lui Hristos. Dumnezeu coboară, se înomenește pentru ca omul să se îndumnezească, pentru ca omul să devină precum Dumnezeu. Iată, un proces de coborâre, de zmerenie a lui Dumnezeu, de chenoză, de coborârea lui Dumnezeu în mijlocul omului pentru ca să-l urce pe om cu sine în împărăția lui Dumnezeu. De altfel, vedem lucrul acesta în special la răstignire și înviere, la învierea Domnului și apoi la înălțarea Domnului. Când se înalță la cer, Dumnezeu nu se înalță numai cu Duhul, ci se înalță cu trupul. Acest lucru semnifică că omul este cumva preluat în trupul acesta, în umanitatea lui Hristos și el prezintă această umanitate lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că ne include și pe noi în această umanitate, deci avem posibilitatea să participăm la viața divină tocmai prin aceste eforturi pe care le facem pentru curățirea de păcate, pentru înnoirea noastră, pentru luminarea noastră și mai ales pentru unirea noastră cu Dumnezeu. Luăm cuvintele și tâlcuirile pe care ni le-ați oferit ca pe un îndemn. Înțelegem că înnoirea este posibilă, este cerută și a spus la începutul discuției noastre, Părinte Profesor, că este indispensabilă chiar.
Fără această înnoire nu putem să ajungem la Dumnezeu. Vă mulțumim pentru această discuție și vă așteptăm și data viitoare la Cuvânt pentru Suflet. Dumnezeu să ajute să binecuvinteze. Mulțumim. Dragi telespectatori, aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Am discutat despre înnoirea omului în viziunea părinților capadoceni cu părintele profesor dr. Constantin Pătulanu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Vă așteptăm data viitoare. La revedere!